echipa de la Iași cu domnul director, se vede permanent cum așa joacă cu totul, totul distrusă. Adică în pericol și pentru transportul rutății, feroviar și pentru la rutier. Aici sunt două etape, clar. Cea de-a doua etapă e pasajul, deci la a doua etapă. Pasajul aici avem caietul de sarci, avem bani în buget, sunt pe tot, de 6 de bani. Avem 12 luni, perioada de execuție și după care documenta. După care să scoatem acestea de execuție. Asta e pasul 2. Pasul 1 trebuie să rezolvăm problema asta. Problema de aici trebuie rezolvată. Asta la Sănătoră. Împreună cu Covina, Mădova, tot. Cei de la compania de CPR-ul la Sănătoră. Domnul director. Obligatoriu să găsim o soluție. Eu, o mărturisesc că nu m-am. Nu mi-am imaginat că e situația atât de ridicată. E drumul spre Moldova, spre Bucovina, spre Iași. Suceava, București. Suceava, Giurgiu. Colegul nostru de la infrastructură aici. E aici, domnul director. Bună ziua, haideți mai aproape. Am discutat cu domnul Sinitea, cu domnul director general. Dumneavoastră, ce măsurători avem? Ce soluție așa? La prima vedere, ce soluție ce putem vrea? Că să vedeți mai mult ce putem vrea. Da. Da. Mai tare un pic. Bun, astăzi o evaluare, cât ar realizarea acestei Avem o prevedere de prin anii 2000, care spune ceva de genul că trecerea de la 3 la 1 de traversare a DN2 și pe urmă de nou la 3. Am o secundă, deci este posibil. Asta ar fi de ce fel de infrastructură să nu. Nu, se pune problema unul ar fi o zonă care trebuie să cățim. Dar avem o soluție efectivă. Ne-am putea băga de și face și cu te rog să rămână la DN2. Asta e, să nu pierdem vreo. Marți, îi invitați pe reprezentanții celor două operatori, împreună cu dumneavoastră, împreună cu directorul de la șoferiția, ca să avem un mesaj de întâlnire la Ministerul Ștate, ca să poate vă împampie. Da? Deci, marți, săptămâna viitoare, stabilim ora actuală, ne întâlnim cei doi operatori, compania și cu la sediul la minister. Eu nu cred că asta e o problemă, să ajungem la o înțelegere, dacă există posibilități legale să recuperăm banii respectiv, investim noi toți și recuperăm de la operator prin taxe în care îi trebuie să îndreptătească, că de aici, din aceste bani. Asta e răspunsul care trebuia să-l auză și să-l dăm și foarte important că ați ajuns la această concluzie, pentru că ați văzut toată Moldova trece pe aici, este blocat. Operatorii nu vor fi păcați niciodată, domnule ministru, pentru că e chestia de bani și fiecare se gândește. Da, dar până la urmă ei plătesc o taxă. Acest terenul de sub linie este terenul infrastructurii, liniile sunt ale lor. Dacă e terenul infrastructurii, înseamnă că puteți acționa. Dacă îmi permiteți, vă mulțumesc că ați ajuns astăzi aici, ați văzut la fața locului ce înseamnă problema și vă rog foarte frumos că soluțiile juridice existente și soluțiile tehnice expuse la cel mai bun nivel, la actualitatea anilor 2020, în formula vă rog frumos ca marți
în care va urma de după marți, să găsim formula ca această zonă să fie rezolvată. Timp, în cât timp credeți? Asta e foarte important. Dacă totuși ne trecem sau revenim la soluția cu dale, în cât timp credeți că ar putea fi realizată? De câteva luni, vorba de procedură de discuție. Ceea ce lăsați în sistemul acolo foarte mult, mai mult ca și birocrația. Și execuția? Ca execuție la o mobilizare exemplară cu actorii primării Patoriței, pe controlul meu în urmă. 45 de zile? Și dacă aveți promisiunea domnului ministru că birocrația va fi redusă la minim... Categoric, ați văzut că așa procedăm în toate... Să spere romașcanii și cei care tranzitează că în vară va fi rezolvată? Marți vă dăm un răspuns mai exact. Deci, marți, prin domnul președinte, vă rugăm marți, să ne comunicați. Ne întâlnim la minister, vă rog să invitați și pe cei de operatori și de acolo ieșim cu o soluție agreată de toată. Mulțumim, domnul director. Mulțumim, ministru. Doamne ajută, cer. Mersi. Nu, dar de când în starea asta? S-a cuvintat de vreo 5 ani. 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 Да, да.